România a ajuns la a șaptea variantă a legii energiei într-un an, iar actualul guvern a mai reușit o performanță, aceea de a crea o criză suplimentară. Și asta pentru că nu are banii necesari pentru subvenționarea tarifelor la gaz și energie electrică pe ultimele 3 luni din acest an, a declarat într-o conferință de presă susținută la TVA Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei. Președintele Partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a efectuat în acest weekend o vizită de lucru în județ cu ocazia înființării filialei județene a Partidului Forța Dreptei Hunedoara. Mecanismul de compensare al facturilor este, de fapt, un instrument prin care s-a produs o criză suplimentară în domeniul energiei. Pentru că guvernul nu a achitat sumele de compensare a prețului față de prețul de vânzare reglementat administrativ față de prețul pieței sau prețul maxim de 1300. Și nici nu are bani în bugetul pe anul ăsta decât până la nivelul lunii septembrie. Octombrie, noiembrie, decembrie nu sunt asigurați. La ora actuală, furnizorii, și nu numai furnizorii, pentru că furnizorii plătesc producătorii, furnizorii plătesc distribuitorii, furnizorii plătesc transportatorul de energie. Furnizorii nu mai au bani, nu se mai pot, nicio bancă nu-i mai creditează și dacă guvernul nu își achită aceste sume pentru compensarea facturilor, nu vor putea injecta banii respectiv în sistem. Și la ora actuală vă spun, în firmele de distribuție care mă mir că nu vorbesc, ei nu numai că nu mai au bani de investiții, ei nu mai au bani de mentenanță. Dacă o să apară pene de curent, o să apară din cauza faptului că firmele care administrează rețelele de distribuție au rămas pur și simplu fără bani de mentenanță. Președintele Partidului Forța Dreptei, Ludovic Orban, a efectuat în acest weekend o vizită de lucru în județul Hunedoara cu ocazia înființării filialei județene a Partidului Forța Dreptei Hunedoara.